A registrare bonito. Da, a pornit. Da, bine. Așa că iată-ne din nou împreună. Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online, așa cum știi tu, Măriuca, când începeam de fiecare dată lecțiile. Acum de data zic bună ziua și bine ne vedem împreună la lecția aceasta pe care vreau să o facem. Ca și ieri, astăzi vreau să facem tot așa o lecție frumoasă, interesantă. Și începem, Măriuca, cu lucrurile pe care le-am făcut de până acum. Haideți să ne amintim numere prime. Numere prime. Și tu spune-mi care sunt aceste numere prime. 1. Da. 4. 4? 4 este prim? Nu. Nu pătrate perfecte, ci numere prime. 2. Da, 1. 2. 3. 3. 5. 5. 7. 7. 11. 11. 13. 13. 17. Da. Hai. 19. 19. 21. 21, nu? Că e 3 ori 7. A, nu. 23. Da. 2. Hai. Trebuie să fie impare, fără discuții. Și să nu mai aibă divizori. Douăși nouă. 31. Da. 37. Da. 39. Da. 39 este? 39, 12. Se împarte la 3. Nu este. Deci 3 ori 13. Deci 39 este egal cu 3 ori 13. E clar că are divizori. Și pe 3 și pe 13. Nu. 43. Deci 43, da. Dar 41. Și 41. Și 41, da. 43. Patru șapte. Da. Cincizeci și unu. Cinci cu unu șase. Ah, nu. 53. Da.
55. 55? Nu. Nu. Că să tăiem la 5 și se poate împărți la 5. 36, nu, 37. 37. 5 cu 7, 12. 5 cu 7, 12. Deci nu este. Cincizeci și nouă, da. 61. 61. 66. 60 și... N-am fost toate, n-am deținut. 67. Așa. 69. Nu, 6 și 9, 15. A, da, scuze. Deci se împarte la 3. Da. 73. Da. 77. 77 și 7 ori 11. Ah. Da, 77 egal cu 7 ori 11. Deci îl are pe 7 ca divizor. Deci nu-i 3, nu 2, nu 5, cele care știi tu foarte bine criterii, dar iată că există pericolul să fie și divizorii improprii, divizorii numere prime, altele decât 2, 3 și 5 și 9. Și de aceea 7-7, prin 7 merge și faci 7 ori 11. 79. 79. 83. 83. Gândește la 87. Nu, că 8 cu 7 fac 15. Nu vrea. Optzeci și nouă. 91. Nouăzeci și șapte. Da, 93, nu? Nu. Nu. Că 90 cu 3, 12, da? Da. Parte la 3. 101. 101.
Și atât am făcut. Și putem continua, că numele prime da. Sunt. Însă, cel mai frecvent, avem nevoile aceste numere prime, pentru că în cercetarea unui număr care ni se dă la un moment dat, noi avem criterii foarte rapide 2, 3, 5 și 9, dar el poate să admită și alți divizori, cum a fost 77 sau 33, 77 care 7 ori 11. Ei, și atunci noi trebuie să continuăm cercetarea cu divizori care sunt numere prime. Deci să facem împărțirile acelea până când ajunge la un moment dat când împărțitorul este mai mic decât câtul. Am vorbit de chestia asta și iată că de aceea am insistat să le vedem numerele prime până la momentul ăsta. Mai îți amintești că ai avut ca temă o mulțime de numere, nu mai le știu exact, dar te rog să le repezi tu, vreo 6 numere, 2 din ele le-am cercetat, am făcut acolo descompunerea aceea în factori primi. Spune-mi tu care cu 2 începea, la sute era cu 2. Nu mai știu, tu le ai pe caietelul tău acolo. Ia uite de pe caiet, care au fost numerele pe care ți le-am propus ca exercițiu pentru a cerceta dacă, nu, pentru a găsi descompunerea. Nu mi-am făcut tema. Nu ți-ai făcut tema, dar le-ai scris pe caiet? Așa ține aminte că le avem scrise. Dar cu 200, da. Ia uite-te pe... Dar ce era, că am și uitat? Păi era vorba de faptul că noi am luat numărul de tipul 2AB și trebuia să am descoperit toate numerele care se divid la 3 și la 5. Mai întâi am cercetat că se divid la 5 și tot același număr 2AB să se divide la 3. 3. Da? Și cerând să fie vorba de divizibilitatea la 5, am constatat de aici că B-ul poate să fie cine, când o număr se împarte la 5. Ia să revedem. Ok. Când e 0 sau 5? Când ultima cifră este 0 sau 5. Deci B poate să fie 0 sau 5. Da? Le-am găsit ieri, dar ea nu le-a scris nici pe caietel. Păi trebuie să le scrie, Măriuca, că dacă acolo le aveai scrise pe caiet ieri și noi când am vorbit ieri, tu nu le-ai scris pe caiet. Uite, de la sfârșitul le-ai scris, le-am avut acolo. Le-ai scris, nu le-ai scris. E, vezi? De ăsta e motivul. Nici n-aveai cum să faci tema dacă tu nu le-ai scris. De aceea te rog tare mult că am să... îți propun să-mi arăți tot timpul caietul, să filmez lecția, așa fel, dus filmul tău, încât să fie prezentat caietul, ca să văd că scrii, da? Deci, ia fă chestia asta acum. Caietelul tău este deschis acolo, în fața ta. Numerele acestea trebuiau scrise de tine încă o dată, că scriindu-le, ele se imprim altfel. Deci pleacă așa fel laptopul încât să-ți filmeze caietul. Da? Ok, bine. Stai să... Hai, te rog. Stai să fac asta. Deci nu ar face. Pleci pur și simplu să-ți prezinte caietul. Adică dau în jos, nu? Da. Dar e așa fel încât să fie prezentat caietul, că pe mine mă interesează nu într-atât să te văd pe tine, ci mai ales să văd ce scrii. Asta e important. Păi dacă am asta în spate, nu se vede. Ce nu se văd? Nu se vede.
nu știu cum să fac. E simplu. Uite, uite cam așa. Cam așa ca să fie. Ca tine, la mine e așa. Este soluția. Apleacă caietul. Așa să se vadă exact caietul. Și mâna ta cum scrie pe caiet. Așa, așa, așa. Așa, un pic mai mult. Eu țin acum, nu pot să dau drumul. Poftim? Că dacă dau drumul, cade. Dar laptopul, ce, laptopul tău nu cade, măi, Măriuca. La mine nu cade. Pentru că tu ai altcumva. La mine nu e așa. Dar nu e varianta de laptop de la Aura? Ba da. Păi vezi, nu cade deloc. De la mine poți să desfaci tastatura. Desfaci. Nu are, e altcumva, nu are chestia care ține ea. Și ca să stea, este ca fel de... Pune așa să se sprijine, să spunem, cât de cât, tastatura să rămână pe masă și partea asta care filmează să fie cu o carte, cu ceva, prinde tu așa fel încât să-ți prezinte filmul cu cartea ta. Poți, cu caietul, este important asta. Așa, găsești soluția. Acum nu prea mai văd tabla, dar în fine. Da. Tata e acasă? Da, dar e în ședință. În ședință. Ei, până când termin ședința, scrie tu pe caiet exact acum. Acum ai deschis caietul, scrie numere prime și le vedem pe toate scrise. Păi nu le-a scris pe astea. Da? Deci numere prime și scrie numerele așa, în ordine. Vorbește și începe. 1, 3, 5, 7, cum le vezi de pe tablă. 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Da. Deci toate numerele până la 101. Gata. Și acum să scriem problema. Să se determine, zicem, să se determine A, virgulă B, să se determine A, B, așa încât de să se determine A, virgulă B, așa încât, scrii problema asta, da? Da. Așa, așa. Se determină A, virgulă B, așa încât... Nu se vede, în fine. Numerele, două puncte. X egal cu 2AB, și punem bară, că asta înseamnă că e număr, numele de forma X egal cu 2AB, X, virgulă, sau 2AB, hai să scriem așa mai bine, 2AB se divide la 5 și 2AB se divide la 3. Da? Să găsească toate numerele de tipul X egal cu 2AB, cine sunt acelea care au calitatea că se divide și la 5 și la 3. Reluăm lecția, că dacă nu am nenotat nimic,
nu am nicio posibilitate să revăd. Imaginează că acum ne-ar fi fost foarte ușor, dar tu ți-ai fi făcut lecția chiar. Ai fi avut numele cele care se dă ca temă. Și acum, aici, când se divide la 5? Dacă și numai dacă. Numele 2 AB se divide la 5, dacă și numai dacă. Ai spus bine, 5 aparține mulțimii celor două variante. Vorba de două posibilități. B o să fie. Ai spus tu cine să fie B-o? 5 sau 0? Și hai să luăm cazul întâi. Cazul întâi. B-o, vorbește tu, Mariuca. B-o este cine? Hai să luăm cu unul din cazul. 0. B-o egal cu 0, da. Atunci rezultă că X-ul ar arăta de forma 2. Vorbește și tu, Mărica, că numai eu obosesc. B egal. X-ul egal. Deci dacă B e 0, X-ul va fi cu 2. X egal 2 a 0. 2 a bară. 0 cu bară. Deci de forma asta vor fi. Și faptul că X-ul se divide, acest X, a doua cerință, el să se divide la 3, când se divide? Dacă și numai dacă, când un număr se divide la 3? Dacă suma numerelor se împarte cifrelor, la 3. Suma cifrelor, nu numerelor. Cifrelor suma cifrelor numărului, adică în cazul nostru 2 plus A plus 0, se împarte exact la, se divide exact la 3. Deci dacă suma cifrelor se divide la 3. Cine este A în condiția asta? Ce variantă ai pentru A? Patru. E bun și 4, dar hai să luăm chiar cu 1. Bine. Că vine 2 și cu 1, 3, care se împarte la 3. Deci, prima variantă, A egal cu 1, și atunci rezultă că X-ul va fi egal cu cine? X-ul egal cu primul număr de care l-am descoperit este? Doi. Da. Unu, zero. 210. Altă variantă, ai spus mai devreme. A egal cu cine? 4. Și atunci X poate să fie cine în condițiile astea? Egal. Două sute patruzeci. Apoi, A egal cu altă variantă, că fiind cifră, poate să ducă până în 9, nu? Șase. Șase. Ia să vedem. 12 cu 4. Șapte, da? Șapte e corect. Și atunci X-ul arată de forma 2, 7, 0. Da. Iată că acestea sunt cele trei variante. N-aș mai putea prinde o altă valoare pentru problema noastră, pentru A. Și atunci am să spun aici că răspunsul la problema pe care am formulat-o până în momentul de față, din cercetarea asta pentru cazul 3, spunem așa, că X aparține, așa spune, X este
nu? Una dintre cele trei deocamdată, adică 210. Deci noi trebuie să găsim toți X și aceea. Și acum răspundem. X poate să fie 210, apoi mai poate să fie 240, apoi mai poate să fie 270. Și asta a fost doar pentru cazul întâi, când B-ul a fost 0. Cazul 2. Ce crezi că vom lua la cazul 2 spre studiu? Care varianta lui B? Că pe B egal cu 5 l-am studiat. Și a avut trei posibilități. Cazul 2 ar fi? Hai, te rog. Că B or să fie 5. B egal cu 5. Și atunci, rezultă că X-ul arată cum în condițiile astea, te rog? 2A5, așa arată X-ul, și cerându-i să se divide la 3, cum avem de fapt cerința a doua, era vorba și la 5 și la 3, de la 5 am găsit două variante, și cerând să fie și la 3, atunci înseamnă că e de parcă, conform criteriului de divizibilitate la 3, suma cifrelor vorbește, hai mai mărică, vorbește tu că tu trebuie să conduci exercițiul. Hai. 2 plus A plus 5. 2 plus A plus 5 chiar să se divide la 3. Și asta înseamnă ce posibilități are A. Odată A egal cu cât? Pentru ca suma să se împarte exact la 3. Doi. Așa, 2 cu 2, 4 cu 5, 9. Deci A egal cu 2 și atunci numărul X arată cum? Care este numărul X în condițiile în care au 2? 2, 2, 5. Hai, 225. Apoi, altă variantă a lui A. O altă posibilitate. A mai poate fi... poate să fie și 4. Ia să vedem. 2 cu 4, 6 cu 5, 11. 2 cu 4 ai zis? Păi 2 cu 4 fac 6 și cu 5, 11. 11 nu se împarte la 3. Deci nu-i bun 4. 5. 5. Adică s-a mărit cu încă un 3. 2 și cu 3, 5. 5 este sigur bun. Și atunci X-ul arată de tipul 2, 5, 5. 255. Și o altă variantă a lui ea, dacă mai poți găsi? Opt. Deci au 8 și este bine, vedem, 12 cu 8, 10 și cu 5, 15. De fapt, asta așa ai găsit. Deci X-ul este de tipul 2,285 și ar mai putea crește AU. Ar mai avea spațiu, iar fiind cifră
doar până în 9. Da. Și atunci nu mai poate să crească, rămâne 285. Iată încă 3 numere. Așadar, la răspunsul de mai înainte, la cele 3 pe care le-am găsit, mai adăugăm alte 3. E vorba de 225. Apoi, vorbește Mariuța. 285. 225, 255. Da. Și 285. 25. Acestea sunt cele 6 numere pe care le-am găsit și ieri. Da? Și dacă erau scrise de tine, ne le revedeam foarte bine și era foarte ușor de legat lecția de astăzi de cea dinainte. Așa încât a trebuit să repetăm, dar nu se va mai întâmpla niciodată asta, pentru că tu vei avea din clipa asta clar pe caiet scrisă toate lecții, ca un film. Ce este în film, vei găsi și pe caietia. Sigur că am să spun o chestiune. Nana ta, deci Greta, când era elevă în clasa a 12-a, a venit la Moinești acolo și am făcut lecții cu ea. Și după ce terminam lecția, era uneori 11 seara, noaptea, și ea rămânea acolo și făcea încă o dată toată tema. Spunea nenelu, am refăcut încă o dată toată lecția. Deci ea făcea încă o dată toată lecția. Nu interesa că era târziu și așa trebuie să înțelegi că cei care vor, eu nu am găsit un model așa cum era Greta, de corectitudine și de dorință de a învăța. Era pornită din inimă. Și așa, numai așa poți să ai performanțe. Deci ea nu se împăca cu că nu aveam filmat lecția. Dacă ar fi avut ideea asta de filmare, ce bucurie ar fi fost. Dar atunci ea, vorbile mele, nu le erau înregistrate. Și atunci nu avea decât varianta asta să facă... Bubu, da. Nu pot să mai stau. Nu mai pot sta? Să plecăm la doctor cu Mihai. Am înțeles. Stai bolnăvior? Da. Și eu un pic. Bine. Eu aici am rămas. Dar ce oră aveți? Păi acum. Acum, da. Deci că am trebuit să mă grăbesc, să mă pregătesc să ies. Dar bine. Și ești chiar, Mihai, să ies din și nouă. Nici eu nu știu. Ba are febră, ba nu are. Tot ce știu este că îl doare gât așa de rău de se trezește de 5-6 ori în timpul nopții. Doare gâtul. Bine, Mariuca. Îmi pare rău, dar... Acum, uite-te să iei numerele acestea, să-ți dau și ca temă să faci următorul lucru. Să găsești toate Notează-ți numerele. Notează-ți. Da. Într-un minut. Să se găsească toate numerele de tipul A 3B, A3B cu bare, A3B care să se divide, A3B să se divide la 3 și la 5. Deci pe A l-am scos acum și nu l-am mai pus la mijloc, ci l-am pus la început, la sute. Bine. Și cine sunt? Ce numere sunt care au această calitate? Iar ceea ce ai avut, în afară de asta, ai avut și scrierea ca un produs de factori. Da. Bunoară, 210, ca să vezi cum am făcut ieri, 210 este egal cu 21 ori 10 și egal cu 21, care la rândul este 3 ori 7 ori 10, care e 2, ori 5. Deci 3 ori 7 ori 2 ori 5. Iată cum 210 se scrie ca fiind 2 ori 3 ori 5 ori 7. Deci 210 se scrie ca un produs de factori primi. Bine. 2, 3, 5 și 7.
2, 3, 5, 6, 2 ori 3, 5, 7, fac 210. Așa, pe fiecare din aceste numere le iei și le scrii ca un produs de factori. Și la fel și pe celelalte încă 6. Vei descoperi celelalte 6. Da, trebuie să... Gata, ne oprim aici. Bine, la revedere. Mergi cu bine, mergeți cu bine și să fie, cum spun, cât mai repede rezolvată problema cu Mihaițe. Spune că lui Mihaițe că mi-e dor să fac și cu el o lecție. Acum, dacă poate să vorbească. Deci, nu prea ai cum. Nu, păi, dar nu am spus cât mai repede, dacă el își revine, atunci voi putea face o lecție. Atunci, da. Da, bine. Bine, pa. La revedere, pa. Oprește tu.